Salut! Astăzi discutăm despre Binance care întâmpină noi dificultăți. PayPal investește strategic într-un proiect crypto, un wallet este compromis și Elon Musk este judecat pentru promovarea Dogecoin. Dar înainte să începem, dacă apreciezi acest conținut, apasă pe butonul de like și lasă-mi și un comentariu pentru că mă ajută tare mult cu algoritmul YouTube și țin să vă mulțumesc tuturor pentru fiecare like și fiecare comentariu pe care îl lăsați pe acest canal. În această duminică avem Bitcoin la 27.267 cu dominanța Bitcoin la 45%, Ethereum la 1908, BNB la 307 și vedem că primele criptomonede care se află în top sunt pe verde, dar puțin mai în spate în clasament, majoritatea sunt pe roșu. Indicele de teamă și lăcomie se află la 52, tot în zona neutră, nu s-au modificat foarte multe. Lichidările în ultimele 24 de ore au scăzut și ele destul de mult, sunt doar de 27 de milioane de dolari, din care 50,16% s-au produs pe longuri și 49,84% pe shorturi, un procent aproape egal. Să ne uităm și la câștigătorii și pierzătorii săptămânii, vedem că timeframe-ul este pus pe 7 zile și cea mai mare creștere a avut-o Lido DAO cu un procent de 17%, apoi Injective, Quant, PancakeSwap, XKD Network, Unetwork și așa mai departe. Avem și XRP în lista noastră și dacă mergem un pic mai jos, vedem și Multiverse X, cu o creștere de 6% în ultima săptămână. Să vedem acum și pierzătorii. Conflux a pierdut în total 15%, Pepe 12%, Flare 10%, Kava 10% și lista o puteți vedea pe ecran. În final ajungem și la subiectele noastre de astăzi. Binance a înregistrat o pierdere a cotei de piață de când s-a pus capăt tranzacționării Bitcoin cu taxe zero. Un raport al CCD Data arată o scădere a cotei de piață a bursei la 46,3% în luna aprilie, marcând cea mai mică cotă de piață din octombrie 2022. Această scădere survine în urma deciziei Binance de a pune capăt promoției sale cu taxe zero pentru majoritatea perechilor de tranzacționare BTC. Purtătorul de cuvânt al Binance a declarat că nu se aștepta la o scădere a cotei de piață după încheierea promoției, dar continuă să mențină o performanță financiară puternică. Obiectivul actual al Binance este de a se adresa utilizatorilor prin produse noi și existente, investind în același timp în procesele de conformitate pentru o nouă eră în care reglementările aduc mai multă certitudine. Anterior, Binance a controlat peste jumătate din cota de piață, unele cifre arătând o cotă de piață de până la 57,5%. Tranzacțiile pe Binance au scăzut cu 48,1%, ajungând la 287 de miliarde de dolari în luna aprilie. Următoarele exchange-uri ca mărime Coinbase și OKX reprezintă doar 5,6% și respectiv 5,39% din totalul pieței de tranzacționare. Binance consideră de concurență că este pozitivă pentru acest spațiu și încurajează inovația. De asemenea, compania și-a anunțat decizia de a înceta operațiunile din Canada pe 12 mai și intenționează să concedieze 20% din forța sa de muncă în iunie, contrazicând declarațiile anterioare. CZ evită să cumpere o bancă pentru a rezolva problema operațiunilor de retragere a criptomonedelor, invocând complexitatea reglementărilor și cerințele de capital. Prăbușirea mai multor bănci din SUA a dus la îngrijorări cu privire la reducerea numărului de bănci crypto-friendly. Binance Australia și-a întrerupt serviciile în dolari australieni, iar bursa nu a găsit încă un furnizor alternativ. CZ explică faptul că achiziționarea unei bănci pentru a o face crypto-friendly este complexă, deoarece funcționează doar într-o singură țară și necesită negocierea cu autoritățile locale de reglementare bancară. CZ susține că achiziționarea unei bănci nu împiedică autoritățile de reglementare să le spună utilizatorilor că nu pot lucra cu cripto. Chiar dacă Binance ar cumpăra o bancă, tot ar avea nevoie de bănci corespondente din întreaga lume, dintre care majoritatea se află în SUA, pentru că nu ar permite tranzacțiile internaționale. Costul deținerii unei bănci sau unei rețele de bănci este de asemenea un motiv de îngrijorare, deoarece băncile sunt costisitoare pentru veniturile comerciale mici și necesită cerințe de capital ridicate. Aprobarea de reglementare pentru cumpărarea unei bănci este aceeași cu cea pentru înființarea unei noi bănci, ceea ce o face mai scumpă. CZ însă sugerează că Binance ar putea face mici investiții minoritare în bănci pentru a le influența să fie crypto-friendly. Investitorii Dogecoin au cerut permisiunea de a modifica un proces colectiv împotriva fostului CEO al Twitter, Elon Musk, susținând că acesta a manipulat prețul Doge. Procesul susține că Musk a profitat de pe urma celor care îl urmăresc pe rețelele de socializare și de aparițiile sale pentru a profita de pe urma tranzacțiilor cu Doge prin manipularea pieței.
Investitorii au depus plângerea în iunie 2022, dar au modificat-o de două ori. Aceștia solicită permisiunea de a modifica plângerea, susținând că Musk a fost responsabil pentru insider trading și susținând că tokenul a fost un titlu de valoare în conformitate cu standardele Comisiei Americane pentru Valori Mobiliare și Burse. CEO-ul Twitter, Elon Musk, a depus o plângere în care declară că imaginile amuzante și cuvintele de susținere pe Twitter nu constituie o fraudă, cu toate că declarațiile frecvente ale lui cu privire la Dogecoin și alte criptomonede au făcut ca prețul tokenilor să crească vertiginos. Furnizorul de Wallet as a Service Magic a strâns 52 de milioane de dolari într-o rundă de finanțare strategică condusă de PayPal Ventures. La această rundă de finanțare au participat și alte VC-uri, ceea ce a dus totalul fondurilor obținute de Magic la peste 80 de milioane de dolari. În prezent, software-ul Magic este utilizat de mărci de retail, muzică, modă și jocuri, printre care se numără Metal, Macy's, Xola și Immutable. Fondată în 2020, compania Magic a generat peste 20 de milioane de portofele unice până în prezent. Eu nu spun că este un lucru bun din punctul de vedere al adopției cripto dacă PayPal alege să investească în companii cripto, sau orice altă companie mare cum este PayPal decide să facă acest lucru. Și ultima știre de astăzi, Atomic Wallet a fost exploatat. Mai mulți utilizatori au raportat pierderi de active cripto, susținând că fondurile deținute în aplicația Atomic Wallet au dispărut. În cazul în care aveți fonduri pe Atomic Wallet, eu nu v-aș recomanda să le retrageți și să le puneți într-un alt portofel. Acesta a fost videoclipul de astăzi, sper că informațiile prezentate să vă fie de folos. Vă mulțumesc dacă ați rămas până aici și vă invit să mă urmăriți și pe Twitter, să vă alăturați și în grupul de Telegram, o să găsiți linkurile în descriere și noi ne auzim data viitoare. Ciao! Acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă ți-a plăcut, nu ezita să ne dai un like și să te abonezi. Îți recomandăm să arunci o privire și peste videoclipul următor. S-ar putea să-ți placă.